Doamnelor, domnilor, bună seara și bine v-am regăsit la punctul pe azi. Partidul Acțiune și Solidaritate împreună cu Partidul Platformei Demnitate și Adevăr s-au angajat încă la sfârșitul anului 2017, ca în 2018 să participe împreună la scrutinul parlamentar de la sfârșitul anului. Această înțelegere a fost fixată mai exact și într-un acord politic, iar candidații care se vor regăsi pe listele electorale ar urma să fie selectați în baza unui mecanism riguros. Mai multe detalii aflăm în această seară de la președintele Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu. Doamnă Sandu, bună seara, bine ați venit! Bună seara! Sper să reușim să vorbim despre mai multe subiecte, nu doar despre cel pe care l-ați anunțat, care este foarte important și neapărat o să vin cu mai multe detalii. Cu siguranță! Și vreau să începem cu vizita dumneavoastră pe care ați efectuat-o la săptămâna trecută, mai exact peste ocean. Cu cine v-ați văzut, ce ați discutat și, în general, cum este văzută astăzi Republica Moldova de la Washington? La fel de bine cum este văzută și de către cei care dețin astăzi guvernarea? În primul rând trebuie să spun că e destul de greu pentru Republica Moldova să ajungă pe agenda Statelor Unite ale Americii, pentru că există foarte multe subiecte fierbinți astăzi și de aceea e o oportunitate pentru noi atunci când ajungem acolo să avem cât mai multe întâlniri și să putem să discutăm cu cât mai multe lume despre situația din Republica Moldova. Eu am avut ocazia să vorbesc cu oameni de la Departamentul de Stat, cu senatori, cu staff-uri ale altor congresmeni din Statele Unite. Am vorbit cu cele mai importante organizații non-guvernamentale, think tank-uri, ca să le spun așa, care lucrează în regiune și care, sau care lucrează pe subiectul regiunii noastre și care se interesează de situația din Republica Moldova. Deci a fost destul de reprezentativă agenda pe care am avut-o sau lista oamenilor cu care m-am întâlnit acolo. Și, evident, eu am folosit această ocazie pentru a le vorbi și a le prezenta probabil un punct de vedere alternativ decât le prezintă guvernarea când merge acolo și știm că a fost de curând ministru de externe. Apropo, la una dintre prezentările pe care le-am făcut pentru mai mulți reprezentanți ai societății civile, un comentariu a fost că numărul oamenilor care au venit la prezentarea mea a fost mult mai mare decât numărul oamenilor care a venit la discuția cu ministrul de externe. Deci aici eu un prim semnal sau răspuns la întrebarea dumneavoastră, cum este văzută situația în Republica Moldova. Le-am vorbit despre ce se întâmplă în raport cu procesele democratice și mai ales despre atacurile pe care guvernarea le face la adresa sistemului democratic în general, la adresa administrației publice locale. Aici ne-au cerut oamenii detalii pentru că au fost surprinși, ca să nu zic șocați de lucrurile care se întâmplă. Le-am vorbit despre cum sunt presați primarii, le-am vorbit cum partidul de la guvernare, fără alegeri, încearcă să pună și reușește într-o anumită măsură să pună mâna pe administrația publică locală în orașe importante din Republica Moldova, mă refer la Chișinău și Bălți. Am vorbit despre problemele presei libere și evident că toate aceste lucruri au creat anumite semne de întrebare pentru interlocutorii noștri și vreau să spun că la general oamenii sunt îngrijorați de situația din regiune și situația din Republica Moldova. Oamenii de acolo înțeleg că doar printr-un proces democratic autentic poți să asiguri stabilitate în regiune și trebuie să spun că această susținere cu care se tot laudă guvernarea de la Chișinău nu este una adevărată susținere din partea Statelor Unite. Dar există un detaliu important, aș spune eu. Chiar și atunci când a fost ministrul nostru de externe la Washington și domnia sa s-a văzut inclusiv cu doamna Bridget Brink, același lucru l-ați făcut și dumneavoastră, corect, v-ați văzut acum cu domnia sa, dar nu există poze care să probeze aceste discuții. Nu acceptă oficialii americani să facă fotografii alături de cei care vin de la Chișinău? Care-i problema?
nu știu care este exact răspunsul pentru întâlnirea cu Bridget Brink, pentru că eu nu am mers acolo după poze. S-ar putea să fie în cazul ministrului de externe, atunci când se intră la Departamentul de Stat, se lasă toate telefoanele la intrare și cred că nu a avut cine să-i facă poze. Dar la subiectul poze, vreau să vă spun că au fost câțiva oficiali, oameni importanți, care mi-au spus că au înțeles mai târziu că a fost prinși în capcană cu făcând poze cu un anumit personaj din Republica Moldova. La Plahotniuc. Exact, la asta s-au referit acești oameni și că de acum încolo ei sunt foarte atenți, se documentează înainte să își dea acordul să accepte o întâlnire sau alta. Deci au fost câțiva oficiali din diferite instituții care mi-au vorbit de acest lucru și de faptul că au nimerit într-o capcană și au înțeles mai târziu că pozele, întâlnirile cu ei, numele lor a fost folosit pentru, într-o încercare de a se legitima, și vorbesc aici despre președintele Partidului Democrat, pentru a prezenta o presupusă legitimare externă, ceea ce nu este adevărat. Ajungem să vorbim... Să mai vorbim un pic despre fotografii, imagini, video, doar că un pic în alt context, dar revenim imediat. Dumneavoastră spuneți că cei de peste ocean sunt îngrijorați de tot ceea ce se întâmplă în Republica Moldova. Dar sprijinul partenerilor noștri de la Washington continuă să vină, inclusiv sub aspect financiar. Sau există totuși riscul ca acest sprijin să fie stopat la un moment dat? Sprijinul a existat întotdeauna, dacă ne amintim și când a fost guvernarea comunistă, au existat proiecte sprijinite, realizate cu sprijinul SUA, pentru că sprijinul din partea Statelor Unite nu este asistență macrofinanciară, așa cum vine din partea Uniunii Europene, în care să vină la buget cu anumite condiționalități. Sunt bani care vin pentru proiecte specifice, pentru mediul de afaceri, pentru, nu știu, administrația publică locală, se pare acum vine un proiect mare. Deci sunt proiecte care pot să impună anumite condiții, dacă vreți, dar într-un domeniu anume. Nu este un aspect general. Cu toate că prin care se pot impune politici la nivel macro. Dar trebuie să spun că am discutat inclusiv acest subiect, condiționarea mai strictă în situația în care avem o guvernare care, iată, nu respectă procesul democratic, ori toți interlocutorii mei de acolo au spus că sprijinul Statelor Unite se oferă doar pentru o țară care vrea să construiască democrație, nu pentru o țară unde se mișcă anumiți oameni spre regim autoritar, regim care seamănă mai degrabă a cel de la Kremlin decât unul occidental. În luna decembrie a lui 2017 și Vlad Plahotniuc a mers într-o vizită la Washington. Ulterior, în comunicatele de presă emise de Partidul Democrat, se spunea că progresele economice, politice ale actualei guvernării sunt apreciate de oficialii americani. Pe cine să creadă atunci telespectatorul, cel care ne privește? Pe dumneavoastră sau pe el? Se ascultă pe toți, inclusiv pe ambasadorul Statelor Unite, care de curând a venit cu niște declarații în presă și a vorbit despre aprecierile lui și a țării pe care o reprezintă în raport cu acțiunile acestei guvernări. Deci eu cred că domnul ambasador a vorbit foarte clar despre cât de îngrijorătoare sunt presiunile pe care le pune guvernarea pe administrația publică locală, despre situația presei libere, despre situația societății civile, despre inițiativele cu iz de corupție, dacă pot să-i spun așa, care au tot fost promovate de către această guvernare, de amnistia capitalului și așa mai departe. Deci, dacă analizăm toate punctele de vedere, putem să ne facem singuri concluzia. Apropo de Vlad Plahotniuc, cine și când a venit cu ideea, inițiativa de a avea o întâlnire comună cu domnia sa și unde urma să aibă loc această întâlnire? Deci, lucrurile astea se întâmplă, de exemplu, când avem discuții cu socialdemocrații din România, pentru că inclusiv
sunt reprezentanți în Parlamentul European. Inclusiv și când domnul ajungi, Boștinaru și domnul Cristea, domnul Andy Cristea, care este reprezentant pentru, deci, care se ocupă de dosarul Republicii Moldova. Și uneori în aceste discuții oamenii zic, dar nu credeți că ar trebui să vă așezați totuși voi cei care sunteți pe dimensiunea sau pe segmentul pro-european, la care răspunsul nostru întotdeauna a fost: noi nu suntem la fel, Partidul Democrat nu este pe segmentul pro-european, ei doar pretind că sunt pro-europeni, dar acțiunile lor demonstrează cu prisosință că sunt anti-europeni și sunt antidemocratici și nu avem nimic de discutat. Deci lucrurile astea se mai, cumva, mai apar din când în când ca o sugestie, dar poate totuși ar trebui să discutați. Și noi de fiecare dată am ripostat și am explicat foarte clar de ce nu se va întâmpla acest lucru. Pentru că altfel, cineva poate spune că e firesc ca partidele pro-europene într-o țară sau alta să vină să discute, dar în altă parte poate e firesc. Acolo unde partidele sunt mai mult sau mai puțin corecte, unde nu avem situația unui partid care a venit și a capturat toată puterea în stat, care folosește metode nedemocratice și așa mai departe. În acest caz despre care am vorbit, am vorbit la presă, a fost o invitație în luna decembrie și a venit, din câte înțelegem noi, din partea socialdemocraților germani, la care cărora le-am răspuns exact la fel. Nu este ceea ce credeți dumneavoastră, partenerul dumneavoastră, pentru că Partidul Democrat este partea familiei socialiștilor, așa cum este și Partidul Social Democrat din Germania. Partenerul dumneavoastră se prezintă ca un partid democratic, dar în realitate nu este, nu avem ce să discutăm cu ei și cu asta s-a terminat toată discuția. Admiteți că această idee a fost sugerată de Vlad Plahotniuc? Da, s-ar putea să fie sugerată de acolo, deși putem să ne dăm cu presupusul, dar nu știm cu exactitate și mai bine ne oprim aici cu concluziile. Pentru că revenim la poze, imagini, video... Da, oamenii ăștia vânează fotografii și probabil le-ar pica bine, așa cum am făcut în campania prezidențială când au încercat să mă denigreze pe mine cu propria lor mizerie, scuzați de expresie, așa și acum de ce nu? Să fac o poză după care să o arate la toți și să zic că toți sunt ca noi. Ori noi nu suntem ca ei și... vrem ca oamenii să știe acest lucru. Dar această informație a fost trecurată în presă de către Renata Usatăi. Ce interes ar avea domnia sa și de unde a aflat până la urmă? Interesul este unul, să mai facă o știre, să mai apară în știrile din Republica Moldova și crede el că orice mijloc este reușit pentru asemenea scop. E neserios, pentru că în momentul în care minți acum, înseamnă că minți și când spui alte lucruri și îți pierzi credibilitatea. Deci, pe de o parte, vine și ne povestește tot felul de chestii despre clanul mafiot al PD-ului, dar pe de altă parte, când vine cu minciună din asta, se discreditează total și e clar că nu putem să avem încredere în asemenea surse de informații. Cred că doar vânează un pic de atenție. Anterior, bine, este un lucru cunoscut. V-ați protestat împreună cu partidul nostru, condus de Renata Usatăi. Au fost acțiuni comune. Au fost proteste împotriva corupției și împotriva guvernării corupte. Exact. Astăzi vreau să vă întreb, aveți încredere astăzi în Renata Usatăi și partidul? Niciodată n-am avut încredere în Renata Usatăi. În Renata Usatăi n-am avut niciodată încredere. M-ați auzit dumneavoastră pe mine vreodată vorbind despre asta? Nu am auzit, de asta vă întreb. Păi, vă spun eu, nu am avut și nu am și nu o să am niciodată încredere în acest om. Apropo, el face parte din aceeași categorie de oameni cu Plahotniuc, pentru că e clar că au făcut împreună afaceri, împreună au discutat pe cine să omoare, pe cine să nu omoare, deci sunt oameni exact din aceeași categorie. Și acum se războiesc. Deci Renata Usatăi este exclus din lista PAS-ului pentru o eventuală coaliție. Am spus să admitem asta de dacă foarte multe ori, categoric. Partidul nostru, Partidul Socialiștilor și alții ca ei sunt partide care nu împărtășesc valorile europene. Și nu este doar, nu știu, nu sunt niște vorbe mari. Ceea ce promovăm noi este modelul occidental de dezvoltare, pentru că noi credem în drepturile omului, pentru că noi credem în democrație, pentru că noi credem într-un stat în care corupția este eliminată și un stat în care oamenii cinstiți trăiesc după merite.
orice ce promovează aceste partide care sunt orientate spre Moscova, ele își doresc un regim ca la Moscova. Deci aici se plâng pe faptul că Plahotniuc omoară democrația, dar în același timp vor să construiască un regim de tipul celui de la Moscova, unde Putin face la fel. Deci nu e diferență. Și categoric noi nu avem cum să nu știu, să facem alianță vreodată, să conlucrăm cu partide care merg pe absolut pe un obiectiv diametral opus. Dar cu Partidul Platformei Demnitate și Adevăr, la ce etapă sunt discuțiile? Pentru că, spuneam la începutul emisiunii, la sfârșitul anului trecut ați semnat un acord politic, să-i zic așa? Da, am semnat un acord prin care ne asumăm să venim în parteneriat la alegerile parlamentare. Exact, parlamentarele se apropie, dar exact. Anunțul oficial cam și, lucrurile se fac repede, cred că numai în alianța APD-ului, pentru că acolo vine Plahotniuc cu dosarele penale și până în seară toată lumea zice da. Acum la noi se discută firesc și discutăm despre modul în care o să ajungem să formăm echipa pentru parlamentare. Toată lumea este de acord că trebuie să fie o echipă foarte bună, pentru că doar așa vom putea să obținem sprijinul cetățenilor și noi trebuie să recăpătăm încrederea oamenilor în politic, după ce toate partidele de până acum au reușit să dezamăgească și să discrediteze politicul și democrația în general. Deci avem o sarcină extrem de dificilă ca să recâștigăm încrederea oamenilor și pentru asta trebuie să venim cu o metodologie foarte clară. Am zis și cu alte ocazii, e foarte important criteriul de integritate și aici o să apelăm la ajutorul ziariștilor de investigație, ei sunt cei mai credibili, să filtreze toți potențialii candidați și să spună oamenilor că, uite, ăștia sunt cei care, care nu au nicio problemă de integritate, după care o să avem o competiție pe merit. Și evident că discutăm cum se măsoară meritele. Sunt mai multe criterii după care vrem să măsurăm competența, implicarea oamenilor. Deci cam pe aici. Suntem destul de aproape cu finalizarea discuțiilor, sper eu. Pentru a continua discuțiile la acest subiect, vreau să vă întreb și să ne spuneți foarte clar. Mai poate cineva sau ceva împiedica formarea blocului electoral între PAS și PPDA? Deci, din perspectiva noastră, noi suntem determinați, pentru că chiar credem că trebuie să adunăm toate forțele sănătoase din societate în jurul acestei echipe. Deci să mergem împreună cu toți cei care și-au păstrat, au obrazul curat și care pot să aducă valoare adăugată acestei echipe. Acum nu pot să dau siguranță 100%, pentru că suntem mai mulți parteneri, deci suntem doi parteneri acum în echipă și nu pot să răspund pentru toți, dar din câte văd eu, există deci nu încredere, dar poate și încredere, există interes major din partea PPDA ca acest parteneriat să se întâmple așa cum există și din partea noastră și atunci înseamnă că avem șanse mari ca să convenim toate criteriile și să putem să le anunțăm și să invităm oamenii, inclusiv din afara acestor două partide, ca să vină în această competiție. Doar oameni din afara altor partide sau entități politice? Oameni din afara altor partide. Inclusiv unioniste. Da, bineînțeles. Deci toți cei care împărtășesc valorile europene, care cred în democrație, care vor ca în această țară să nu mai este justiție controlată, care vor ca în această țară migrația să nu fie lucru care ne caracterizează cel mai mult. Deci toți cei care își doresc să schimbe lucrurile spre bine pentru cetățeni, nu pentru anumite grupuri de interese, toți acești oameni și evident cei care fac dovada că nu fac joc cu altor elemente străine obiectivelor noastre. Acum, dumneavoastră și Andrei Năstase ați semnat acel acord politic, care conține evident mai multe puncte, presupun eu. În acel document ați fixat împreună cu Andrei Năstase potențialii actori, potențialele partide care ajunse în Parlament se vor putea alătura guvernării sau cu care veți putea face o alianță de guvernare?
Nu, dar am stabilit care sunt partidele cu care nu o să facem nici într-un caz. Și vorbim de partidele de care, pe care le-am menționat mai devreme, deci cele care se uită înspre Est. Și vorbim de Partidul Democrat, evident, pentru că e cel mai mare dușman al democrației astăzi în Republica Moldova. Deci astea sunt partidele care sunt menționate expres, cu care nu vom face niciodată un parteneriat. Partidul Liberal? Partidul Liberal, în situația în care are oameni foarte buni, care nu au probleme de integritate și care vor să vină în această competiție, da, e deschis pentru toată lumea. Ce e deschis rol și avea... pentru societatea civilă, e deschis și pentru anumite partide politice. Ce rol va avea sau ce loc i-ați rezervat PLDM-ului în viitorul bloc electoral potențial? Aceeași oportunitate pe care au și ceilalți. Dacă sunt oameni foarte buni, care iarăși pot să facă dovada integrității și care intră în această competiție și sunt mai buni decât ceilalți, au șanse să vină pentru circumscripție sau alta, sau știu, pe liste, dacă sunt foarte buni. Cu siguranță ați auzit de mișcarea civică europeană. A fost lansată recent la Chișinău, formată din oameni de cultură, istorici și deputați din primul parlament. Ei propun crearea unei liste electorale naționale. Propun coagularea tuturor forțelor pro-europene, tuturor forțelor care se pretind a fi democratice în jurul acestei mișcări civice europene. E o idee similară cu ceea ce facem noi acum, doar că noi am mers mai departe și am elaborat deja și mecanisme cum se întâmplă acest lucru. Deci noi am discutat cu ei și în momentul în care o să avem o discuție, deci o finalitate pe procesul de elaborare a criteriilor, o să revenim, o să discutăm cu ei. Deci toată lumea care poate și vrea să pună umărul la crearea acestui grup, acestei echipe, va fi de mare ajutor. Dar când totuși vor fi finalizate sau va fi finalizat acel mecanism, acele criterii în baza cărora vor fi selectați candidații pe listă și pe circumscripții? Sper eu că foarte curând, dar nu pot să vă dau o dată concretă pentru că depinde de discuțiile pe care le purtăm cei doi parteneri. Nu, dar vă întreb deoarece acum 2 săptămâni, dacă nu greșesc, spuneați la o emisiune că acel mecanism urma să fie prezentat săptămâna trecută. Am spus asta joi, a doua zi vineri am plecat la Washington și m-am întors acum la sfârșitul acestei săptămâni. Doar azi am reușit să mă întâlnesc cu colegii de la PPD. Deci dacă vreți, sunt și eu de vină pentru faptul că au fost puțin întârziate lucrurile, pentru că nu am fost aici. Vor fi aceleași principii? Paritatea, egalitatea? Deci principiul de paritate și egalitate se respectă în situația în care noi convenim împreună aceste criterii după care evaluăm potențialii candidați și suntem reprezentați egal în comisia care evaluează. Deci e vorba doar de comisie atunci când vorbim de paritate și egalitate? Pentru că cele mai importante criterii la selectarea candidaților, și eu chiar cred că astea sunt cele mai corecte, este integritatea și meritocrația. Respectiv, noi avem putere egală de decizie ca parteneri PAS și PPDA în acest parteneriat, deci suntem reprezentați egal în organul de luare a deciziilor, dar mai departe pe listă depinde de meritele oamenilor. Am zis că pot veni și oameni din societatea civilă, pot veni și oameni din partidele politice. Asta înseamnă competiție și meritocrație. Cine este cel mai bun, acela ajunge cu mai multe locuri și nu putem să știm acum cine și ce partid și câte locuri va avea în această listă. Pentru că inclusiv în acest platou Andrei Năstase insista pe acest principiu de paritate și egalitate la întocmirea listelor electorale. De asta vă întrebam. Noi discutăm acest lucru. Vă zic, ceea ce, și cred că nu este o mare problemă, nu e nicio problemă, doar să obțin și acordul colegilor de la PPD, ca să facem public acest acord semnat în luna octombrie, dacă nu greșesc, sau noiembrie, poate. Octombrie. Ca să vedeți și dumneavoastră să nu mai discutăm la nesfârșit în jurul unor formulări, pentru că asta facem la toate emisiunile, discutăm în jurul unor formulări, dar ele nu sunt secrete, nu e nimic de ascuns acolo. Dar deci, de aceste principii se împiedică discuțiile dintre PAS și PPDA? Nu
neapărat. Mă rog, evident că oamenii au diferite profiluri și atunci când discutăm despre merite, unii oameni cred că e mai important 1, 2, 3, alții cred că e mai important altceva și trebuie să găsim un echilibru pentru că ne dorim o listă diversă, deci nu ne dorim ca toți să fie, nu știu, cu doctorate sau că nu ne dorim ca toți să fie doar dintr-un domeniu, ne dorim să fie o listă de oameni cu diferite competențe ca să reprezinte diferite segmente ale societății, să avem și tineri, să respectăm legea cu privire la reprezentarea femeilor în Parlament. Deci sunt mai multe lucruri pe care încercăm să le construim așa încât să fie corecte, să fie credibile, deci oamenii când vor vedea aceste criterii să vrea să participe în acest, să vină în această competiție și doi, să putem să obținem încrederea cetățenilor, cel mai important. V-ați fixat un termen până când, un termen limită până când ar urma să aibă loc aceste discuții și să fie definitivat într-un final acel mecanism? Nu am fixat, dar sper foarte mult că până la sfârșitul acestei luni să putem să venim cu aceste detalii în public. După prezentarea acestui mecanism, după ce lucrurile vor deveni clare și dacă vom asista la o decizie finală în privința creierii blocului electoral, veți avea deja și acțiuni comune împreună cu Andrei Năstase, cu membrii partidului, pentru noi că acum se creează impresia că mergeți deja pe avem acțiuni comune separate. Și colegii noștri în teritoriu au întâlniri comune și se lucrează la nivel de echipe în diferite raioane. Deci lucrurile se întâmplă, poate au fost mai puține acțiuni la nivel central, dar la nivel local au fost acțiuni. Dar există posibilitatea ca fruntașii ai ambelor partide să nu se regăsească pe listele electorale sau pe circumscripții? Nu mă refer la dumneavoastră și Andrei Năstase, alți fruntași ai formațiunii. Nu am de unde să știu lucrul ăsta, pentru că nu a început procesul de colectare a candidaților. Deci oamenii vor depune actele și doar atunci dosarele și doar atunci vom vedea cine vrea să participe, cine nu vrea să participe. E prematura, să spunem. Dar care va fi ideea, mesajul pe care îl veți promova în campania electorală? Că Plahotniuc și Dodon sunt cei mai răi și nu trebuie admiși la guvernare? Va trebui să așteptați până lansăm campania. Eu înțeleg că sunteți curios, dar avem și noi un proces pe care vrem să-l lansăm așa cum se cuvine, nu doar eu în această emisiune, ci toți reprezentanții blocului. O să avem un mesaj suficient de atractiv pentru oameni. Bine, acum reformulez întrebarea. Prin ce sunteți mai bun decât cei care au mințit până acum alegătorii odată ce s-au văzut cu osul puterii în mână? În primul rând, noi am demonstrat că suntem oameni onești și am făcut asta o parte dintre noi atunci când am avut o funcție publică. În afară de asta am demonstrat și demonstrăm asta construind partidul, pentru că nu cred că ați mai văzut partide în Republica Moldova care să se financeze corect, transparent și legal. Deci noi suntem experiment, dacă vreți, în acest sens. Și modul în care se construiește partidul este a doua dovadă importantă că suntem un partid de oameni onești. După care, evident că o să venim cu elemente concrete ale programului, dar eu cred că asta este cel mai important pentru oameni. Să poată să aibă încredere în noi politicieni. Dar de ce ar avea motive oamenii să creadă în dumneavoastră, vorbesc cu dumneavoastră acum, din moment ce au mai fost salvatori de-a lungul timpului? Eu nu i-am mințit și sper că oamenii își amintesc acest lucru și din experiența mea de la Ministerul Educației. Sper că unii oameni își amintesc că am avut curajul să încep lupta împotriva corupției, chiar dacă doar în sectorul educațional, pentru că ăsta era sectorul unde puteam să fac lucrurile și chiar dacă a fost presiune și vă amintiți, a încercat și Parlamentul să ne oprească din drum și să mă demită și a fost tot felul de presiuni, inclusiv. Noi am demonstrat, cel puțin echipa de la educație, am demonstrat determinare și iată, toată echipa partidului este construită din oameni onești, curajoși, care pot să dovedească și dovedesc fiecare la nivelul lui și la locul lui de muncă că știu să facă lucrurile corect. Ori noi de asta avem nevoie acum, în primul rând de oameni corecți și profesioniști, dar primul element pe care trebuie să-l demonstrăm este că suntem oameni onești. Și asta va fi și este argumentul nostru principal, de ce noi trebuie să schimbăm această clasă politică și de ce trebuie să venim noi. Altfel, riscăm ca această țară să dispară, oamenii pleacă,
Am mers în am întâlniri cu diaspora moldovenească și oamenii de acolo sunt disperați. Deci au fost oameni care mi-au spus că după ce au văzut rezultatele alegerilor prezidențiale, au decis să-și cumpere un apartament acolo în străinătate. Deci cu cât mai mult se amână schimbarea spre bine, cu cât mai târziu transmitem semnalul că în această țară merită să trăiești, merită să investești, cu atât mai puțină lume își va lega viitorul de această țară. Ori, dacă mai pleacă, oamenii nu va avea cine să plătească pensii peste 2 ani de zile. Nici pensiile mizerabile pe care le promite astăzi această guvernare nu va avea cine să le plătească, pentru că ai nevoie de economie. Ca să fie economie, ai nevoie de angajați și tot așa. Veți dona suficienți bani din donații ca să faceți o campanie electorală sau și din alte surse vor veni banii? Așa cum s-a întâmplat la prezidențiale. Am avut în primul tur de campanie, am cheltuit probabil cel mai puțin din istoria partidelor politice și vreau să vă spun că atunci când le vorbesc străinilor despre experiența noastră și cum noi am reușit cu foarte puțini bani și cu foarte puține resurse, oamenii spun că asta este un proiect adevărat grassroots, deci un proiect care vine de jos în sus și nu un proiect politic în care vin oameni cu mulți bani și își construiesc un proiect după propria lor dorință. Așa o să se întâmple și acum. Noi contăm foarte mult și le mulțumim foarte mult oamenilor care fac donații. Da, la noi vin donații de 100 de lei, de 200 de lei, de 500 de lei. Uneori se mai întâmplă și donații de 5.000 de lei. Dar sunt donații care vin de la oameni și pe acești oameni mulți, cu donații mici, noi o să-i reprezentăm. Nu un donator mare cu un sac de bani care după ce vine partidul pe care îl finanțează la guvernare își întoarce însutit sau înmiit investiția pe care o face în partid. Contăm pe donațiile oamenilor așa cum s-a întâmplat la prezidențiale. Dumneavoastră vă propuneți să preluați guvernarea în 2018, dar Andrean Candu, nu știu, ați văzut sau nu, mai în glumă, mai în serios, spunea că Partidul Democrat a fost, va fi, este și va fi în vecii vecilor la guvernare. Andrean Candu are planuri mari de fraudare a alegerilor, dar trebuie să știe că acest lucru este foarte riscant și, din păcate, nu este riscant doar pentru el și pentru rudele lui, este riscant pentru întreaga țară. Imaginați-vă că Partidul Democrat, care știe că nu are sprijin popular și este probabil guvernul cu cel mai mic sprijin popular din istoria Republicii Moldova. Imaginați-vă că ei reușesc și fraudează alegerile. Ce crede el, că oamenii o să înghită acest lucru? Deci că oamenii o să accepte așa ceva? Ar trebui să-și pună aceste întrebări. Andrean Candu și cu toată guvernarea lor au avut timp să demonstreze dacă și ce pot face pentru această țară. Ce au demonstrat? Furtul miliardului. Nu avem nimic, dimpotrivă, îl avem pe Ilan Șor, care cheltuie în continuare banii pe care i-a furat de la noi, pentru că această justiție a lui Plahotniuc nici măcar nu a încercat să pună sechestru pe acești bani, ne mai vorbim deja de procesul care este tergiversat la nesfârșit, pentru că Plahotniuc și-l dorește pe Șor în următorul parlament și despre lupta împotriva corupției se vorbește. Am văzut că se fac arestări aici și dincolo la un funcționar mai mic sau nu știu. Nu, corupția, exact. Corupția, dacă vrei să lupți cu corupția, dacă vrei să demonstrezi angajament că lupți împotriva corupției, trebuie să începi de acolo de sus, pentru că altfel nu ești credibil și chiar nu ești credibil. Și asta a fost unul din lucrurile pe care le-am spus eu la Washington peste tot. Bine, au despre fost bătaie exemple de joc, când au fost despre bătaie de joc, oameni din vârful vârfului. Și unde? Care sunt banii recuperați? Au fost arestați doi oponenți politici, dar după aia nu s-a mai întâmplat nimic. Deci a fost recuperat vreun ban din miniștrii PD-ului sau miniștrii PD-ului care au fost arestați sau ales cu o amendă de 10.000 de lei sau 30.000 de lei. Poftim? La Valeriu Triboi, fostul viceministru al economiei. Da, exact. 30.000 de lei, deci omul a furat milioane și tu îi spui să întoarcă 30.000 de lei? Iar asta este lupta împotriva corupției, exact. Și afacerile continuă. Deci, care sunt meritele acestei guvernări? Sau poate primarii o să-i voteze pentru că sunt presați de dimineață până seara? Sau poate oamenii ăștia cărora le-au majorat acum
plățile sociale cu 7 lei o să-i voteze. Deci unde e? Mediul de afaceri e foarte fericit în această țară, cu ghilimele de rigoare. Cine o să-l voteze pe Andrean Candu? Optimismul lui e unul neinspirat și nejustificat. Apropo de Andrean Candu, l-ați mai acționat în judecat? Spuneați, în mai 2017, dacă nu greșesc, că îl veți acționa pentru anumite falsuri. Procesele, da, dar procesele noastre de judecată durează la nesfârșit. Deci acum nici nu pot să spun exact la ce etapă e acest proces. Ar trebui să verific. Am mai multe procese de judecată cu funcționari și cu instituții din această țară, așa că nu le am pe toate. Ați pomenit de frauda bancară. Săptămâna trecută, într-o intervenție prin telefon de la București, profesorul Dan Dungaciu spunea că, de fapt, statul Republica Moldova nu a făcut nimic pentru a elucida frauda bancară, mai exact pentru a identifica coordonatorii schemelor de fraudare a băncilor și a beneficiarilor finale acestor bani. Iar până în 2019, după 2019, orice urmă a tranzacțiilor financiare va dispărea. Există acest pericol? E ca să dispară orice urmă? E clar că guvernarea își dorește acest lucru, dacă reușește sau nu, vedem, dar e foarte clar. Deci modul în care îi tergiversează investigarea, faptul că acum nu au solicitat mai departe companiei Kroll ca să meargă la următoarea etapă, să ajungă la bani și să-i recupereze, că înțeleg că e o întârziere de decizie acolo. Deci toate aceste acțiuni sau inacțiuni, inclusiv ceea ce se întâmplă pe cazul Shore, faptul că compania Kroll nu a obținut acces la informațiile despre banii care s-au întors în sistemul bancar din Republica Moldova. Deci astea sunt toate dovezi că guvernarea își dorește să tergiverseze la nesfârșit, să dispară orice urmă, ca să nu mai poată nimeni să-i tragă la răspundere. Este ofentă raportul Kroll, în general chemarea companiei Kroll, este o păcăleală, așa cum susține iarăși Dan Dungaciu? E o companie serioasă. E o companie serioasă, dar în momentul în care nu mergi mai departe decât să ceri un raport și să-l faci public pe jumătate, încercând să ascunzi niște lucruri, s-ar putea să fie o încercare de a te spăla pe mâini. Deci am apelat la o investigare internațională, investigație internațională, dar nu faci nimic mai departe și cu asta se termină. Și doi, reiterez, autoritățile noastre, pentru că am fost întrebată și la Washington de lucrul ăsta. De ce autoritățile Republicii Moldova nu au solicitat sprijinul Statelor Unite pentru a investiga această fraudă? Și le-am zis că am un singur răspuns. Autoritățile nu-și doresc ca frauda să fie investigată pe bune și ca făptașii să fie identificați și sancționați. Stați un pic. FBI-ul, să admitem, FBI-ul ar fi fost de acord să ne ofere ajutor pentru elucidarea tuturor circunstanțelor. Exact care ar fi fost instituția din Statele Unite care ar fi făcut. Dar cu siguranță, dacă se făcea o solicitare, se clarifica cine anume și în ce măsură poate să ne ajute cu această investigație. Dar nu s-a făcut o asemenea solicitare. Ați văzut și dumneavoastră, cu siguranță, în Letonia a fost arestat șeful băncii centrale. Ieri, pentru că am ieșit mai târziu de la muncă, am luat un taxi. În drum spre casă, șoferul mă întreabă: ce mai face băiatul ăla tânăr de la banca noastră națională? Sincer, o întrebare simplă, dar răspunsul mi s-a dat cam greu. Sincer, din ce am auzit eu, tot vizitează Banca Națională. Mai dă sfaturi pe acolo. Inclusiv astăzi? Da, asta am auzit eu. Bine, nu am dovezi, dar asta se vorbește în târg. Ce ar însemna asta? Ce fel de sfaturi poate da? Bună întrebare, dar e clar că omul e în continuare alături de Partidul Democrat. Adevăratul șef în continuare al Băncii Naționale ar fi drăguța? Nu știu dacă e adevăratul șef sau nu, dar înțeleg că omul merge în vizită la bancă destul de des. Și cel puțin nu a plecat din țară, e pe aici. Dar în cazul lui, iată, procuratura nu face ce a făcut procuratura din Estonia. Și ar trebui să facă, pentru că nu poți să scoți atâtea miliarde din bănci fără ca să știe acest lucru. Rapoartele veneau pe sumele care se spălau, pe miliardele care intrau și ieșeau în aceeași zi din Republica Moldova și omul închidea ochii. De ce? Să spună. Cine l-a rugat să închidă ochii? Trebuie să spună aceste lucruri.
Timpul trece prea repede, din păcate, iar subiecte mai sunt, așa că revenim un pic la agitația electorală. Anul 2018 va fi unul agitat din acest punct de vedere. Ne mai așteaptă cel puțin două scrutine electorale la nivelul Chișinăului și orașului, municipiului Bălți. Să vedem stabilită data alegerilor. Nu aveți încredere că va fi stabilită, spre exemplu, pe 20 mai în cazul Chișinăului? Sau nu știu, e liniște în tabăra trolilor PD-ului și asta vorbește despre faptul că acolo e un pic de confuzie și să nu ajungem în situația în care oamenii mai găsesc o modalitate de a interpreta legea altfel decât e scrisă. Deci să nu excludem și această posibilitate. PAS-ul va avea un candidat la primăria Chișinău și la primăria din Bălți? PAS-ul discută foarte serios acest subiect și va folosi această ocazie pentru a reda cel puțin primăria Chișinăului, cu toate că și la Bălți avem susținători, dar nu atât de mulți ca la Chișinău, pentru a scoate primăria Chișinăului din controlul PD-ului și din, știu, capturarea asta pe care PD-ul și-a impus-o, pentru că Chișinăul nu este a Partidului Democrat și nu va fi niciodată. Deci noi o să facem tot posibilul ca să aducem la primărie un primar care să lucreze pentru cetățeni, care să înceapă să rezolve toate problemele, sau acum la foarte multe, și care să redea încrederea oamenilor că în această țară se pot administra lucrurile corect și bine în interesul cetățenilor. Cum exact veți face acest lucru? Cum exact? O să vedem, discutăm. Tocmai am revenit, am început discuțiile cu colegii și în următoarele zile o să ne consultăm cu colegii, în special din Chișinău, dar cred că nu doar în Chișinău. Ca să fie un pic mai clar, înțeleg că discuțiile aveau început pe interior. Veți sau admiteți ideea unui candidat comun sau PAS-ul va merge cu un candidat propriu? Admitem toate ideile, dar trebuie să le discutăm și o să venim cu decizia noastră doar atunci când voi reuși să vorbesc cu toți colegii mei. Dumneavoastră personal, vă vedeți... Noi nu venim cu decizii pripite din câte ne cunoașteți. Dumneavoastră personal, vă vedeți în fotoliul de primar? Analizăm și discutăm. Deci vă zic foarte încă o dată. Noi nu venim cu decizii pripite. E nevoie să discut cu colegii mei, să vedem care este cea mai bună formulă, după care, evident că o să anunțăm această decizie. Dar determinarea noastră este ca în fruntea Chișinăului să ajungă un om cum se cade și care se pricepe la administrare. Dumneavoastră vă pricepeți la administrare? Ați face față funcției de primar al Chișinăului? Putem să discutăm, nu știu, o să vedem. Să vedem dacă cine e cel mai bun pentru această funcție. Primăria Chișinău e o trambulină foarte bună pentru parlamentare, a demonstrat-o Partidul Liberal în 2007. Nu în zadar vă întrebam dacă țintiți la acest fotul. Aceste lucruri le discutăm și o să vă le comunicăm, sper eu, în câteva zile după ce reușim să ne consultăm cu toți colegii. La PAS nu se ia decizia de către președinte. PAS e un partid în care democrația e în capul mesei și acolo lucrurile se discută uneori cam pe o perioadă mai îndelungată. În schimb, asta ne ajută ca să reușim să-i consultăm pe toți și să avem toate punctele de vedere considerate. Această demisie a lui Dorin Chirtoacă reprezintă un test foarte important pentru, în cazul dumneavoastră, a PAS-ului și PPDA-ului, pentru că modul în care vă veți comporta în această campanie electorală pentru municipiul Chișinău va reprezenta un fel de proiecție asupra comportamentului pe care îl veți avea și la parlamentare. Prin urmare, aș vrea să reformulez un pic întrebarea. Mai oportun ar fi să aveți un candidat comun și în cazul alegerilor noi, dintre PAS și PPDA? Și dacă vă dau eu răspunsul acum, pentru ce mai merg mâine să discut cu colegii mei? Pentru că eu să-mi zic că, păi, nu ai spus tu deja ce trebuie să facem. Credeți că e corect să fac asta? Par fi o idee pe care colegii până mâine o vor analiza. Eu am decis că e mai bine întâi să-i aud pe colegii mei ce spun, după care să spun ce cred eu. Pentru ca să nu influențez lucrurile.
Dar ceea ce spuneți dumneavoastră, da, e un test pentru noi, dar e un test în special pentru capitală și pentru țară. Pentru că e foarte important ce se va întâmpla la aceste alegeri. Și e foarte important cum se vor finaliza aceste alegeri. Inclusiv pentru parlamentare va avea efecte foarte mari. Așa că va trebui să fim foarte și foarte atenți, să gândim bine și după aia să luăm o decizie care este cea mai bună pentru cetățenii Chișinăului și implicit pentru cetățenii Republicii Moldova. Dorin Chirtoacă nu a decis deocamdată dacă va mai candida pentru acest mandat. Toată lumea și ia timp să finalizeze și să decidă. De ce să se grăbească? Dar dacă va decide totuși să se implice și în această luptă electorală, îl veți susține? Tocmai v-am spus. Îl încurajați? Tocmai v-am spus că nu iau o decizie la dumneavoastră azi în emisiune, că am de discutat cu colegii mei și imediat ce vom ajunge la un compromis pe intern, atunci o să vă spunem și dumneavoastră ce facem. Dar admiteți ideea că demisia lui Dorin Chirtoacă a cam dat peste cap unele calcule anumitor strategii coordonatori politici? Da, este adevărat. Cred că cei de la PD au fost surprinși și tocmai spuneam, e liniște acum în tabăra lor și mai bine zis e confuzie și încearcă să vadă ce pot face. Acum știindu-i pe ei cât de departe pot merge, să nu avem surprize. Doamna Sandu, astăzi a fost anunțată și confirmată pe cale oficială demisia șefului Serviciului de Informație și Securitate, Vitalie Pârlog. Această demisie vine la doar 2 luni de zile de la numirea lui în această funcție de către Parlament. Bine, am văzut argumentele domniei sale și chiar aș vrea să citesc din cererea pe care a trimis-o Parlamentului. În acea cerere, Pârlog motivează că opțiunea de a se retrage din funcția de director al SIS și de a activa în continuare doar pe dimensiunea Interpol are la bază dorința de a continua acele reforme importante la inițierea cărora a coparticipat în Comisia de Control al fișierilor Interpol. Totuși, eu încerc să mă plasez în locul lui. Din moment ce sunt patras mai mult de funcția de la Interpol, spre exemplu. Care este rostul să vii în funcția de șef al SIS-ului pentru ca la o distanță de 2 luni să dimisionezi? Sau a intervenit ceva pe interiorul SIS-ului și domnia sa nu a făcut față sistemului? Am văzut și un scandal în jurul numirilor la Interpol. Deci poate fi și una, și a doua, și a treia. Dar asemenea demisii și numiri caracterizează această guvernare, deci numirile sunt din pod, scuzați-mi expresia, fără a se analiza și a se face concursuri autentice sau chiar și acolo unde funcțiile sunt politice și acolo se pot găsi candidaturi mai bune, după care vedem demisii, am văzut același lucru în raport cu ambasadorul Republicii Moldova în Statele Unite și vreau să vă spun că toată lumea m-a întrebat ce fel de atitudine din partea Republicii Moldova e asta când la nu știu cât timp ani de zile după 2 ani și jumătate. Exact, nu am avut ambasador acolo. Este numit ambasador. Acesta își depune scrisorile de acreditare la președintele Statelor Unite. E acceptat acolo, după care cineva la Chișinău decide să-l retragă. Deci asta i-a înfuriat foarte mult pe oamenii de acolo, pentru că e lipsă de respect, dacă vreți. Dar asta caracterizează politica de cadre a PD-ului. Deci cum îi convine unui om, acum merge aici, dincolo merge, mâine merge dincolo, deci instabilitate totală și vedem și oameni care pleacă. Deci mi se pare asta un semnal că lucrurile încep să se deterioreze în mașineria PD-ului. Pentru că am observat, recent a demisionat de la Curtea Constituțională domnul Panțiru, a demisionat și motive personale, Mihai Poale Lungi. După care mai demisionează cineva, deci toți din motive personale, cumva ce se întâmplă? Foarte suspicios. Cred că această mașinărie, cum spuneam eu, construită pe frică, teroare, corupție într-o anumită măsură sau alte elemente de tipul ăsta, nu poate să dureze foarte mult și la un moment va pica. Doamnă Sandu, joi, Dodon anunță
că va lansa lucrările de reconstrucție a președinției în prezența fostului ambasador al Turciei la Chișinău. În anul centenarului sau în anul domnitorului Ștefan cel Mare, declarat de Igor Dodon, turcii se apucă să reconstruiască o clădire care reprezintă un simbol al acestui stat. Dar întrebarea mea e, oare nu ar fi cazul ca instituțiile abilitate de la Chișinău să se întrebe, să verifice, vin acești bani într-adevăr de la turci, pentru că în mod normal ar trebui să existe un acord? Vedeți că instituțiile de stat din Chișinău, în general din Republica Moldova, niciodată nu vin să investigheze de unde vin banii lui Igor Dodon pentru tot felul de activități. Pentru că nu suntem la prima experiență când Dodon finanțează anumite lucruri și nu poate să explice de unde vin banii. E, iată, aici revenim la subiectul dușmăniei, între ghilimele, între guvernarea pedistă și socialiști și Igor Dodon. Pentru că dacă ar fi o rivalitate, evident că primul lucru pe care l-ar face ar merge să investigheze de unde acești bani. Exact același lucru se întâmplă și e și mai grav, pentru că înțeleg că e vorba de bani mari în cazul reconstrucției clădirii președinției, dar o să vedem că instituțiile statului o să tacă și nu o să facă nimic. Și asta este o confirmare a acestui acord nescris între PD și PSRM. Mă rog, cineva ar trebui să-l întrebe, e creștinește să repare președinția din banii turcilor? Dacă tot Igor Dodon folosește acest argument al bisericii și vă imaginați cum ar fi folosit el, ce campanie ar fi făcut dacă altcineva făcea acest lucru. Iată, în cazul lui nu e nicio problemă. Reușește să manipuleze proprii alegători și să treacă cu vederea aceste lucruri. Acum pe noi, evident, ne interesează originea banilor și poate presa de investigație ar trebui să facă un efort mai mare, pentru că instituțiile de stat nu o să se intereseze de unde vin banii. Ieri Dorin Chirtoac a lansat o idee foarte interesantă. Dorin Chirtoac admite că acești bani, de fapt, ar veni din Rusia, iar Turcia ar fi doar un paravan. N-ar fi la prima experiență, așa cum s-a întâmplat și în prezidențiale, când au venit bani din Bahamas, din zone offshore, dar banii până la urmă erau de la ruși. Și noi știm că Rusia finanțează în continuare Partidul Socialiștilor, asta este ilegal, dar Partidul de la Guvernare, Partidul Democrat, nu vrea să facă nimic în raport cu aceste încălcări. Pe de altă parte, Partidul Democrat, inclusiv Ministrul Justiției, sunt foarte mult împotrivă ca diaspora moldovenească să poată să contribuie la finanțarea unui partid politic. Deci, ceea ce ar dona un moldovean care lucrează în Italia 100 de european, să zicem, pentru un partid politic, reprezintă un mare pericol extern pentru Republica Moldova. Dar iată, acești bani care vin cu sacul din Rusia, din perspectiva instituțiilor statului, nu reprezintă un pericol politic. Dar de unde atâta dorință la Igor Dodon pentru a restaura această instituție? Aluncate, cred că el e un om care îi trebuie un palat înalt, mare și frumos. Și respectiv vrea să se mute într-un palat mai mare. Asta este singura explicație. Carburanții s-au ieftinit ca prin minune. Poate mai scrieți denunțuri? Să vedem ce se întâmplă cu prețurile la gazele naturale. Am fost chemată ieri la Centrul Național Anticorupție, unde am confirmat denunțul meu împotriva conducerii Agenției Naționale de Reglementare în Energetică. Procurorul de acolo a zis că se angajează să investigheze foarte serios situația. Să vedem ce o să urmeze. Dar încă un element pe care, încă o știre de fapt pe care am văzut-o astăzi, este că Ministerul Educației vrea să schimbe regula în cazul bacalaureatului. Nu e Ministerul Educației, este Partidul Popular European. Partidul Popular European a venit exact cu acest. Din Parlament. Citeam pe diagonală, nu am reușit să intru în detalii, dar știu că e vorba de o inițiativă prin care ar permite celor care nu reușesc să susțină examenele de bac să o facă de mai multe ori pe parcursul anului, dar în schimbul unei taxe care ar urma să fie stabilită de Ministerul Educației, dacă nu greșesc. Este o idee bună sau nu? E ciudat că Partidul Popular European vine cu această propunere acum, când în decembrie
au avut loc consultațiile publice organizate de către Ministerul Educației pe subiectul metodologiei bacalaureatului. Deci atunci trebuia să vină oamenii să participe la aceste dezbateri publice și să-și exprime punctul de vedere. În general, s-ar putea, pentru că astăzi legea scrie că poți doar de 3 ori sau timp de 3 ani de zile să vii să susții bacalaureatul și de principiu ar putea crește numărul acestor ani, deci să nu fie strict la 3 ani de zile, dar nu poți să organizezi bacalaureat de 4 ori sau nu știu de câte ori pe an, așa cum zic ei, pentru că asta înseamnă, deci procesul de organizare a bacalaureatului este unul destul de complex. Nimeni niciodată, sau puțini oameni știu ce înseamnă asta. Știu cei din echipa de acolo care lucrează cu resurse extrem de mici și care fac un lucru enorm și care au tot fost denigrați, inclusiv anul acesta, de către anumiți oameni din Ministerul Educației, care de-a lungul anilor, până am venit noi și am făcut ordine acolo, au beneficiat de pe urma schemelor. Și iată acești oameni, pe ei trebuie să-i întrebe ce înseamnă să organizezi bacalaureat și de câte ori pe an poți să faci bacalaureatul. Deci, da, omul poate să învețe de la an la an și să-și îmbunătățească cunoștințele, să vină să repete, dar să zici că luna asta n-a ieșit bine, dar peste o lună să iasă, dar peste cealaltă lună. Deci e ca și cum, ok, nu ai susținut examenele la medicină, astăzi mergi și profesezi, dar după aia tot mai vii, poate într-un moment reușești. Din păcate nu mai avem timp, dar astăzi liberalul Valeriu Munteanu, bine, mai în glumă, mai în serios, iarăși spunea că această inițiativă vine, îl vizează strict pe Kiril Gaburici pentru a-i oferi posibilitatea să-și obțină diploma de bac. Poate. Doamnă Sandu, eu vă mulțumesc mult pentru participarea la această emisiune. Ne mai vedem în acest platou până la sfârșitul anului, care se anunță unul fierbinte, așa cum spuneam. Doamnelor, domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Eu vă urez o seară frumoasă alături de cei dragi noi. Ne revedem în seară la aceeași oră. Până atunci, toate bune!